Adrian Ionel, șeful companiei de stat Unifarm, a fost suspendat din funcție după acuzații de mită și abuz în serviciu. DNA mai are încă 37 de dosare cu achiziții suspecte de materiale sanitare în pandemie. Cresc îmbolnăvirile cu COVID-19, iar medicii spun că pacienții internați sunt din categoria celor care nu au crezut că virusul există. Și dezastru ecologic pe malul râului Argeș, la Comana, mașinile primăriei aruncă acolo tone de gunoi, iar autoritățile închid ochii. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara, șeful companiei naționale Unifarm, Adrian Ionel, a fost suspendat din funcție după ce a fost acuzat de abuz în serviciu și luare de mită. Procurorii DNA mai cercetează 37 de dosare privind achiziții de materiale sanitare făcute în pandemie. Măști folosite în construcție ori de către personalul sanitar când schimbă scutecele bebelușilor ar fi fost livrate spitalelor pentru ca medicii să le poarte în lupta cu coronavirusul. Mai mult, există acuzații că o parte dintre materialele neconforme cumpărate de Unifarm ar fi fost achiziționate de Ministerul Sănătății pentru a fi trimise în Republica Moldova în lot de donații făcut de statul român. Masca pe care o purtam primăvară, fostul șef al Unifarm, Adrian Ionel, nu are nicio legătură cu cele pentru care este acuzat de procurorii DNA că le-ar fi cumpărat de la o firmă care ar fi livrat materiale neconforme. Anchetatorii spun că atribuirea contractului prin care firma ar fi furnizat 3 milioane de măști chirurgicale și 250.000 de combinezoane s-a făcut fără respectarea procedurilor legale. Practic, negocierea s-a făcut în restaurantul din spatele meu, între Adrian Ionel, șeful Unifarm, și un intermediar cu care ar fi stabilit clauzele contractului și prețul de achiziție. Tot aici s-a stabilit și valoarea șpăgii, 18% din suma totală a contractului, iar lui Adrian Ionel i-ar fi revenit 760.000 de euro. Reprezentanții restaurantului spun că n-au fost căutați de anchetatori, n-au furnizat niciun fel de probe video și că n-au nimic de declarat în privința acestor informații. Scandalul măștilor a început în primăvară, când mai mulți manageri de spitale s-au plâns ministerului că nu sunt conforme și îi pun în pericol pe medici. Directorul Spitalului Județean Bistrița ne prezintă una dintre măștile primite pentru serviciul de urgență. Este foarte, foarte elastică, ceea ce nu ar fi permis la o astfel de mască. Ele nu oferă siguranță. Motiv pentru care am decis să le refuzăm și să le returnăm la furnizor. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, recunoaște că a primit astfel de plângeri, dar afirmă că nu l-a demis pe Adrian Ionel înainte să aibă un raport al Corpului de Control. Admite că și măștile importate din Turcia, despre care surse judiciare spun că ar face obiectul primului dosar făcut public de DNA, sunt la fel de nepotrivite. Le-ați de schimbat pe împărșii. Alelalte erau de construcții și alelalte pentru schimbat pe împărșii la copii, că nu-ți miroase. Și prima dată mi-am sesizat doctorul Arafat, că de la el, de la smur, de la UPU, ei au fost primii care au văzut. Ministrul Tătaru spune că a aflat despre aceste măști la scurtă vreme după ce a fost în vizită la Unifarm. Procurorii anticorupție susțin că au în lucru mai multe dosare privind achizițiile făcute de instituțiile statului în perioada pandemiei. Acum o săptămână, mă refer la statistica de acum o săptămână, în afară de acest dosar, mai sunt în lucru alte 37 dosare. Fostul director Unifarm a transmis un comunicat de presă prin care spune că nu a solicitat în nicio împrejurare niciunei persoane vreo sumă de bani sau alte beneficii pentru el sau pentru altcineva. Adrian Ionel a fost suspendat din funcțiile de director și președinte al Consiliului de Administrație Unifarm. Urmează să fie numit un director interimar. Crește din nou îngrijorător numărul de cazuri de COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 321 de îmbolnăviri. Medicii spun că aproape toți pacienții recent internați fac parte din categoria celor care nu au crezut în existența virusului și nu au respectat măsurile de protecție. Astăzi au fost externați și primii pacienți asimptomatici după ce ordinul Ministrului Sănătății a intrat în vigoare. La Iași, un pacient de 54 de ani este internat încă de la finalul lui mai. A suferit o formă severă a bolii. Recunoaște că a fost reticent în privința acesteia. Nu pot să precizez exact momentul, da? Cum vă simțiți? Momentan mă simt mai bine, dar am probleme cu respirația. În special plămânii sunt afectați. Eu am avut o formă gravă. Ce sfaturi aveți pentru cei care nu cred în existența bolii? Tot așa avem și am început în noiembrie, doar mi-aș fi adevărat. Numai cel care am internat nu știe. Deci am trecut o perioadă foarte grea. Și Iulia spune că toate restricțiile impuse de autorități i s-au părut ușor exagerate. Eu nu prea am crezut în toată povestea asta cu COVID-ul.
Și toate constrângerile pe care le-am avut mi s-au părut ușor exagerate, iar ironia sorții este că acum sunt internată în spital. Ați fost în contact cu un bolnav confirmat COVID? Nu. Am ieșit, am fost în parcuri. Iată ce declară directorul medical de la Spitalul Victor Babeș din București, care până acum a avut cele mai multe internări din țară. Avem experiență, vedem ce-i cu ei. Deci profilul pacientului se schimbă în acest moment. Vin pacienți din colectivitate. Astăzi a intrat în vigoare Ordinul Ministrului Sănătății, prin care pacienții asimptomatici pot fi externați. Și tot azi au fost făcute primele externări. Dintre aceștia, forme asimptomatice, 5 pacienți și 3 pacienți cu forme ușoare de boală. Cei care au avut forme ușoare și pleacă vor mai sta izolați. Izolarea presupune că vor avea o cameră separată în care ei vor putea să stea altfel, externarea lor. Nu este indicat să se facă dacă ei nu au la domiciliu posibilitatea să stea într-o cameră separată. În spatele meu se află secția COVID-19 din Institutul Marius Nasta. În acest moment s-au reluat internările. Cei mai mulți pacienți, atât de aici, cât și din spitalele de boli infecțioase din București, spun că nu au fost în preajma unui bolnav confirmat COVID-19 și că au luat virusul din aer. Aceasta este, de fapt, transmitere comunitară. Cu toate acestea, unii dintre noi nu cred în existența COVID-19. Experții din întreaga lume au o singură explicație. Nu cred pentru că nu vor să mai renunțe la confortul personal. Dar pandemia odată începută nu se va termina până când 80% dintre noi nu vor fi infectați, aceasta în lipsa unui vaccin. Dacă stăm până când ajung 86 din oameni să dobândească imunitate post-infecțioasă, avem cam mult de așteptat. Da? Și atunci putem compensa, dacă din momentul în care apare vaccinul, putem compensa acest lucru prin imunitatea post-vaccinală și atunci se va atinge imunitatea colectivă mai rapid. Lucrurile vor intra în normal dacă ne referim la COVID-19. Deci el va deveni, ca să spunem așa, istorie în momentul în care imunitatea colectivă va fi funcțională în marea majoritate, dacă nu în toate zonele globului. Până atunci, toți trebuie să respectăm regulile de protecție. Doar că în plină pandemie, la Suceava a fost înghesuială de sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În cel mai mare focar de coronavirus din România, 5.000 de oameni au ignorat măsurile de distanțare socială și au stat unul lângă altul pentru a atinge moaștele Sfântului Ioan cel Nou, patronul orașului. În timpul slujbei, mulți și-au scos măștile și nu au mai ținut cont de pericolul la care se expun. Nici preoții nu au purtat măști în marea de oameni. În plus, la sfârșit, mulțimea s-a îmbulzit la pachetele cu sarmale și pâine. Un român este considerat cel mai bun falsificator de bani din plastic din lume. A primit însă calificativul de la procurorii DIICOT, care au pus mâna pe el. Câți bani se presupune că a falsificat, aflați imediat. O situație revoltătoare și un dezastru ecologic persistă de multă vreme pe malul râului Argeș. Acolo mașinile primăriei Comana aruncă în fiecare săptămână tone de gunoi. An la rând am semnalat această situație, dar autoritățile statului și-au dovedit până acum neputința și nu au rezolvat-o. Primarul susține însă că acolo s-ar ascunde de fapt o platformă de sortare a deșeurilor care îl ajută să economisească bani. Comuna Comana, Giurgium, chiar pe malul râului Argeș, o mașină descarcă gunoiul într-o groapă ilegală. Stai un pic pe loc! Uite cum au plecat, frate! Mașina aparține primăriei. La vederea camerei de filmat, angajații pornesc în trombă spre sat. Comuna a fost întemeiată de Vlad Țepeș și este vizitată în fiecare weekend de mii de turiști. De mulți ani, primăria Comana aruncă gunoiul lângă râul Argeș. Am descoperit asta în primăvara lui 2018, în groapa Ardeam. Cum edilul locului nu era de găsit, am chemat atunci garda de mediu. La fața locului s-a prezentat îmbrăcată în roz și cu pantofi cu toc șefa gărzii Giurgium, comisar Larisa Stocheci. Mi-e greu să cred că primarul le spune la toți, bă, duceți-vă și aruncați acolo. Dacă era mașina primăriei, v-am arătat-o. Păi poate oamenii de la primărie au venit ca să stingă, o fi auzit Popescu Ionescu de la care va, du-te mă stinge, fă ceva până anunțăm, mai aia. Zic, păi nu știu, cum să ziceți dacă eu vă arăt mașina? Dumneavoastră ziceți că ei erau să stingă când ei aruncau gunoi aici?
În cele din urmă, în 2018, garda a amendat primăria cu 15.000 de lei. În nota de constatare se precizează că primarul nu știe nimic despre ce se întâmplă în acest loc. În primăvara acestui an, am vorbit din nou la România Te Iubesc despre groapa din Comana și din nou comisarul șef Stocheci a fost surprinsă de vestea că se aruncă gunoi. În momentul ăsta în care vorbim, știți care sunt punctele critice cu gunoi pe marul râului Argeș? În momentul ăsta nu. De ce? Păi există puncte unde pot fi oricând și ori la orice oră aruncate, deși ori menajere? Da, putem să mergem împreună acum și vi le arăt. Foarte bine, iau la cunoștință în prezența noastră. Eu nu pot să stau pe râu Argeș pe timpul. Să știți că noi vă mulțumim, pe noi ne ajută foarte mult. De față era și prefectul județului. Dezastrul aici se întâmplă de ani de zile. Tot malul pe care îl vedem în față, care ne separă de Argeș, este format din gunoaie. Ies gunoaiele din el. Toată această platformă, acum 2 ani nu era, încă 15-20 de metri până în zona de acolo. Ei bine, în 2 ani a apărut sapă din mal, acoperă cu pământ și gunoaiele dispar ca prin farmec. Pe primarul Aurel Enache l-am găsit acum. Este un apropiat al liderului PSD Giurgiu Nicolae Bădălău și unul dintre cei mai bogați oameni din județ. Susține că groapa de gunoi este de fapt o platformă de sortare, așa nu trebuie să ducă toate deșeurile la groapa de gunoi a județului și iese mai ieftin. Nu mai puteți decât, uitați, 2 tone. Adică tot ce nu poți arunca acolo, dar ce nu putrezește, da? Okay. Tot ce nu putrezește le duc acolo și mă costă 2 lei. Edilul susține că din 10 tone reciclează 2, pentru care și plătește la groapa județului. Restul este aruncat lângă Argeș, gratis, se întâmplă săptămânal. Se vede clar că totul este împins cu buldozerul în valea asta de aici. Sunt peturi, plastic, televizoare, încălțăminte, bidoane. În Comana, o gospodărie plătește 15 lei pe lună gunoiul. Primarul spune cu mâna pe inimă că de 3 mandate nu reușește să-și convingă cetățenii să arunce gunoiul selectat, iar dacă îi obligă, aceștia îl blesteamă. A dat și amenzi care se ridică la 1.700.000 de lei. Spune însă că legea nu-l ajută să recupereze acești bani de la oameni. Da, nu mai ne lipsește nimic. Cu cine trebuie să facem educație? Hai, domnule, să fim serioși. Cetățenii comuni. Vă abricum, atât nu reușește, ai văzut cu toată frica care alergi după ei. Hai, bă, ce alergi, ai obosit și mată. N-ai cum. Ce să fac educație cu vecinul meu? Ne-am întors în groapa de gunoi cu 2 comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. Este clar și evident că aici noi discutăm despre o eliminare de deșeuri. Acesta, de fapt, este scopul. Și nici cum nu putem discuta despre o rampă de sortare. Un pic mai târziu i-am găsit pe comisari în curtea primăriei. Cu garda de mediu cum? Ce? Cum a rămas? Acum au sosit. Deci, ce vine, dă amendă și pleacă. Ce credeți că îmi face garda de mediu? Cu primarul ne-am întors la groapa de gunoi, unde am găsit 3 doamne plătite de primărie cu 2.000 de lei pe lună ca să recicleze. Hai să vedem din ce e compus. Uitați, gunoi de graz, flori, rugi din curte. Ia uitați, urzici, da? Floare de tei. Peste tot, primarul vede doar gunoi biodegradabil. Groapa plină de peturi și plastic îl contrazice. La fel fac și cei 2 comisari, dar degeaba. Eu zic așa, cheia stă în educație. Pe ce să fac primul? Iar mă omor cu educat. Deci oamenii pot fi educați. Dacă nu pot fi educați, atunci pot fi obligați să facă... Nu are cum, atâta timp când nu ai cadru legal, nu am cum să te oblig. Omul știe numai de... Ascultați-mă, am fost la Viena, m-am tratat acolo. Nu mânca nimeni, nu o să mânță pe jos. Altceva, nici nu o găsești în magazin să o cumperi. Primarul a plecat, a plecat și garda de mediu. Această groapă este o emblemă, o radiografie în care se vede foarte bine neputința instituțiilor statului român, care nu sunt în stare să rezolve această problemă, dar și nepăsarea autorităților locale față de mediu și în același timp și gradul de civilizație al oamenilor care în anul 2020 aruncă gunoiul amestecat al Andala. Nu știm când se va termina această problemă, ce știm sigur este că vom reveni aici până când se va finaliza. Alex Dima, ProTV. Cel mai bun falsificator de bani din plastic din lume este un român, cel puțin așa îl consideră procurorii DIICOT, care după ani de căutări au prins un bărbat care a reușit să falsifice aproape perfect bancnote de 100 de lei. Peste 17.000 de bancnote erau atât de bine realizate încât nu puteau fi descoperite cu ochiul liber nici măcar de angajații băncilor. Agenții Europol au venit în România ca să studieze tehnica falsificatorului.
La percheziții, procurorii Diicoț au găsit o imprimerie clandestină și mii de bancnote de 100 de lei falsificate, atât de bine încât au fost numite superleu. Bancnota era atât de bine făcută încât nu se putea deosebi, cel puțin cu ochiul liber, de bancnota reală. Avea toate elementele de siguranță, cum ar fi holograma, filigramul, avea vopseaua care își schimbă culoarea în momentul în care miști bancnota și inclusiv niște microperforații. Dar vă pot spune eu că aceasta este bancnota falsă și aceasta reală. Într-un interval relativ scurt de timp, a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României, să devină cel mai bun falsificator de bancnote de plastic din lume. Cu alte cuvinte, din 23 de țări unde sunt folosiți acești bani din plastic, despre care se credea că sunt mai greu de falsificat. Tocmai de aceea la București au venit inclusiv agenții Europol pentru a documenta tehnica. Falsificatorul are 52 de ani, nu are studii financiare ori bancare, dar are la activ un furt în anii 90. La percheziție, anchetatorii au găsit și mii de produse ca într-un adevărat depozit. Sunt produse ieftine pe care individul le cumpăra ca să schimbe banii falsificați. Nu cumpăra bunuri de mare valoare din precauție și tot din precauție nu pleca niciodată de acasă cu telefonul la el. Nu cumpăra din magazine care aveau camere de luat vederi sau dacă pleca la drum lung, de exemplu, nu era de mirare ca într-o benzinărie să-și schimbe tricoul cu care era îmbrăcat. Așa ar fi reușit să-i țină departe pe polițiști, încă din primăvara lui 2014. De atunci ar fi falsificat cel puțin 17.000 de bancnote. Atâtea au fost descoperite până acum. Sunt ore critice pentru mai bine de jumătate de țară. Viiturile au făcut prăpăd și au luat 3 vieți, iar o fetiță de 5 ani este căutată de când a dispărut în apele umflate ale unui râu. Zeci de persoane au fost evacuate și peste 1.000 de gospodării sunt distruse. În Moldova și o parte a Transilvaniei, pagubele sunt uriașe. Prutul a rupt 2 baraje chiar înainte de sectorul românesc. Localnicii din satele vecine și-au părăsit casele și se roagă să scape de inundații. Ferească Dumnezeu! Aceste imagini au fost surprinse aseară, în comuna Sân Benedic Fărău, din Alba. 2 oameni sunt prinși în mijlocul șuvoaielor. Încearcă să ajungă lângă un gard, ca să nu fie târâți de ape. În spate, câinele lor îi urmează credincios. Sunt băgat câinele după ei. Bietul animal se chinuie să se urce pe un gard, speriat de furia apelor. Uite, trebuie. Cei doi reușesc să scoată din casa plină de apă o altă persoană și să o ducă într-o zonă sigură. De altfel, în tot județul Alba a fost prăpăd, după ce ploile s-au transformat în viituri. Nu pot să ies! Hai, dați aici! Sunt Niclău și probabil cel mai mare dezastru din istoria acestei localități. Când a văzut viitura, acest bărbat și-a luat cei 4 copii și a fugit din calea puhoaielor. Vă spun sincer că nu a durat cam 15 minute și au fost peste geam. Așa de mare a fost. Acolo poartă m-a fost până aici, în piept. O fetiță de 5 ani a fost luată de apele învolburate ale râului Cibin, în județul Sibiu. Se juca împreună cu o prietenă pe mal, când și-ar fi pierdut un pantof. S-a aplecat să-l recupereze și a căzut în apele umflate de ploi. Ce aveți în față este un pârâu care, în mod normal, are mai puțin de o jumătate de litru pe secundă, adică, în mod normal, ai putea să-l treci cu picioarele goale fără să te uzi. În Bistrița, localitatea Rodna a fost grav lovită de inundații. După o rupere de nori, 10 de gospodării, drumuri și terenuri agricole au fost distruse. Pompierii au evacuat 22 de persoane. Am fost cel puțin la 50 de metri mai jos. N-ar mai fi existat drum în zona asta. E atât de mare forța naturii. La Măgura Ilvei, tot în Bistrița, proporțiile dezastrului sunt înspăimântătoare. 10 de case inundate, pline cu mâl, grădini distruse și hectare întregi de culturi compromise. 4 femei curățând de azi dimineață, a fost dezastru, a fost mâlul din viaje. Nu mai puțin. Ne-a rugat la tata lumea să vie cu ceva utilaj ca să ne spunge pe rău, să nu mai vie o buitură de asta pe timp de noapte. Probleme mari sunt acum la Prut, la Oroftiana. Chiar la începutul sectorului românesc, apele se apropie de cota istorică. Pompierii din Botoșani au intrat în alertă, după ce în Ucraina 2 baraje au cedat. Militarii au evacuat preventiv peste 80 de persoane, jumătate copii, din localitatea Baranca. Oamenii și-au urcat bunurile în pod, și-au pus animalele în siguranță și s-au mutat la rude. Mă gândesc, na,
nu o să fie chiar atât de rău. Ce-o fi, o fi. Și județul Caraș-Severin, greu încercat săptămâna trecută, a fost din nou afectat de ploi și inundații. Vremea extremă a lovit și litoralul. La Sfântul Gheorghe, în largul mării, s-a format o tornadă. Un pod din București care trece peste o magistrală feroviară pune în pericol mii de oameni, iar CFR și Ministerul Transporturilor știu de un an și jumătate că se poate prăbuși oricând. Poate cădea peste un tren cu pasageri și poate bloca legătura feroviară cu vestul țării. Pentru că autobuzele sunt prea grele și nu mai au voie să traverseze podul șubrezit, locuitorii din zonă merg cel puțin un kilometru până la cea mai apropiată stație. Suntem în cartierul Giulești, pe calea ferată 100. Pe acest pod trec zilnic sute de mașini și pietoni, în timp ce pe sub el gonesc zeci de trenuri cu călători dinspre București, spre sudul și vestul țării. O expertiză finalizată în ianuarie 2019 arată că podul se poate prăbuși în orice moment. Raportul spune negru pe alb. Este un pericol pentru viețile pietonilor, ale șoferilor și ale călătorilor din trenurile care trec pe sub el, pentru că se poate prăbuși în orice moment. Se vede cum unul dintre capete a luat-o deja la vale. A fost peticit cu un strat subțire de asfalt, care cedează din cauza presiunii. De sub pod s-au desprins bucăți de beton. Potrivit raportului, elementele de rezistență sunt în stare avansată de degradare. Armătura a ruginit, se desprinde din stâlpii de susținere crăpați și fisurați. Dacă cedează, acest pod mic, de doar 30 de metri, va avea un impact economic devastator, deoarece va reteza legătura feroviară dintre București și vestul țării. Pe aici trece magistrala București-Timișoara, una dintre cele mai importante din România. Singura măsură luată a fost o restricție de tonaj, să nu cadă podul din cauza vibrațiilor. Regula este încălcată de mașinile de gunoi, dar respectată de autobuze care nu mai trec podul, așa că jumătate de cartier a rămas fără transport în comun. Oamenii merg pe jos până la următoarea stație. Păi este un kilometru și mergem pe jos, copiii la fel. Iarna cum e? Iarna e greu, că e zăpadă. Așa e, eu sunt operat, am 18 tăieturi și uite, vin pe jos. Mă duc pe jos. Ce să fac, cu greutate? Trebuie să-și fac omul piața, că n-are cum. În februarie am prezentat subiectul la România Te Iubesc și am întrebat pe fostul și actualul ministru al transporturilor de ce nu iau măsuri. Pericolul este cunoscut de oficialii CFR de mai bine de un an. Dacă eu în momentul ăsta am aflat de acest lucru, eu nu am aflat în momentul acela, nu știam, acum am aflat prima dată. Să de la CFR Infrastructură. Dacă practic spuneți, ei nu v-au informat, el nu v-a informat despre acest lucru. Nu m-a informat legat de acest pasaj. Niciodată. Doar dacă ai director de companie responsabile. Doar în astfel de situații poți tu, ca director de companie, să nu informezi ministru cu un pericol iminent. Lucian Bode este actualul ministru. Preluase mandatul de 4 luni când am vorbit cu el. Nu știa foarte clar despre ce pod e vorba. Pasajul rutier de la Giulești-Sârbi. Adică podul Constanța, vrei să zici, nu? Sau ce? Nu. Ce? Un consilier îi suflă că pasajul urmează să treacă de la CFR la primărie. Către care primărie? Și cine? Ministrul ne dă asigurări că până în martie va lua măsuri, doar că podul n-a ajuns la primărie și nici n-a fost reparat. CFR spune că l-are și acum în administrare, însă nu are voie legal să investească în poduri pentru mașini, ci doar în cele pentru trenuri. Primăria sectorului 1, pe raza căreia se află podul, ar vrea să-l repare, dar nici ea n-are cum. Noi nu putem să-l reparăm pentru că nu este în proprietatea primăriei sectorului 1. Aveți noi putem, noi putem să-l reparați? Din punct de vedere financiar, cu siguranță se găsesc resurse financiare pentru acel obiectiv de investiții. Ca să rezolve problema, transporturile au propus în februarie o hotărâre prin care trec podul de la CFR la Primăria Capitalei, doar că în mai documentul a fost întors din drum de la Ministerul Justiției, care a transmis CFR-ului că mai e nevoie de niște documente de la primărie și de la prefectură. CFR spune că a dat mesajul mai departe, dar până acum n-a primit niciun răspuns de la Capitală, iar Capitala spune că n-are cum să dea răspuns pentru că așteaptă alte hârtii de la sectorul 1. Hotărârea a rămas în aer, iar podul în iminent pericol de prăbușire. Fiecare aruncă pisica un la altul. Când primăria, când cale ferată. Când primăria, când cale ferată. Uite așa. Îi plimbă de colo-colo. Asta este democrația în România, înțeleasă prost. Pentru unii. Peste 138.000 de elevi au susținut proba obligatorie a bacalaureatului. Au dat examen la matematică sau istorie în funcție de profilul liceului. Iar subiectele i-au făcut pe mulți fericiți pentru că erau construite după principiul pălărie într-un picior, ghișciu, percă ce îi spun unii profesori. Vreo 3 ani de zile am făcut foarte multe variante de bac.
Singurul lucru care mă motivează este că într-una dintre ele am la 9.50, așa că sper să fiu ușor ca să iau 9.50 acum. Am emoții ca orice om care simte și vreau să vă spun că toți au murit, dar noi trebuie să scriem despre ei, trebuie să fim mai buni. Doamne ajută la toți să fim sănătoși! Examenul a început la ora 9. Subiectele de la istorie au fost foarte ușoare, spun candidații. Au avut de pildă, la punctul 2, de numit voievodul Transilvaniei, acesta fiind menționat în textul dat, și descris numele domnului țării românești, acesta fiind la fel menționat în text. În plus, li s-a mai cerut să elaboreze un eseu despre politicile României din secolul 20. A fost foarte ușor, tot ce mi-am dorit. Am speranțe la nota 9, fără probleme. La matematică, în schimb, părerile au fost împărțite. La Liceul Tehnologic Traian Vuia, de pildă, elevii au început să iasă din săli după o oră de la începerea examenului. Ce ai făcut, mă, puiul, mă? Mami, că am scris și eu. Ce ai făcut, mă? Am scris și eu. Scris și eu acolo, cât de cât. Acum sper și eu o notă cât mai bună. Ne-am pregătit pentru ceva și ne-a picat fix ce nu ne așteptam. Adică a picat în mare parte probleme cu radicali, probleme cu logarini. Și acum să sperăm că reușim să luăm, să sperăm că se punctează toți pașii și toate metodele de rezolvat. Și ce contează că după aia putem să le rezolvăm cu româna și cu biologia. Putea să fie un pic mai greu, dar a fost foarte bine. Și la mate cred că m-am pregătit cel mai mult. La matematică a susținut astăzi examenul de bacalaureat și vloggerul Shelly. Exercițiile i s-au părut mai ușoare decât parcarea mașinii. Grăbit a lovit bordura cu o roată. N-au fost nici prea grele, nici prea ușoare. Le-am făcut pe toate, le-am abordat pe toate. Mă aștept la o notă foarte mare. Chiar dacă poate mie mi-a fost mai ușor să învăț în pandemie, eu cred că pentru elevul român obișnuit, care nu are un părinte profesor cum am eu, a fost mult mai dificil să învețe online, să intre la ore pe Zoom. Cu toate astea, subiectele nu au fost grele, spun profesorii de matematică. Din păcate, examenul a fost, ca să spun așa, puieril, ca să spun pe de-a dreptul. Adică e foarte, foarte simplu. A fost exact ca examenul, ca modelele pe care ministerul le-a pus pe internet, adică cele 20 de modele care au fost pe internet, dacă vreți, vă dovedesc, le rezolvă un copil mediu de clasa 8-a. Atunci, care credeți că a fost problema la cei care au ieșit fără să rezolve aproape nimic, în număr destul de mare? Nu e o problemă. Sunt veșnici și copii care nu învață nimic. Ce să le facem? La proba obligatorie a profilului s-au prezentat aproximativ 138.000 de candidați, iar peste 5.000 de elevi au fost absenți. Dintre aceștia, 57 se aflau în izolare la domiciliu, iar 5 erau în carantină sau spitalizați. Aceștia vor da examenul în sesiunea specială COVID-19, care începe pe 6 iulie. Niciun candidat nu a avut temperatura mai mare de 37,3 grade. În schimb, 105 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. În același timp, munca susținută, încrederea în cunoștințele proprii, dar și profesorii pasionați au ajutat pe elevi să obțină nota 10 la evaluarea națională. În acest an au fost de două ori mai mulți absolvenți cu nota maximă decât în 2019. Însă prăpastia dintre mediul rural și urban s-a adâncit. 40% dintre elevii de la sate au sub 5 la evaluarea națională. Iar la matematică, aproape jumătate au luat note între 1 și 5. Să fii sincer cu tine. Și munca susținută, cred că este foarte importantă. Să fii ambițios, cred. Să încerci, pentru că câteodată poate ai o surpriză bună. Și chiar reușești. 839 de elevi din toată țara au obținut anul acesta media generală 10 la evaluarea națională. Dublu față de anul trecut. Ligia, elevă a școlii gimnaziale 307 din capitală, ne spune că 10-le ei a fost obținut prin multă muncă. Cred că e important să lucrezi așa într-un mod mai constant. Pentru ajutor, Ligia a luat meditații, la fel și Miruna. Cheia succesului stă în încrederea în propriile cunoștințe, susține ea. Simt că munca mea s-a arătat în nota pe care am luat-o. Mi-era frică să nu fi greșit la ceva fără să realizez, să verific, să văd, nu era deloc corect. Încrederea pe care profesorul o transmite elevului poate fi definitorie. Eu am încercat să mă concentrez foarte mult pe cum fac eu lucrurile și nu am încercat să mă uit cum le fac și alții. Avem numai puțin de 5 copii care obțin media 10 la evaluare națională. După București, Clujul s-a clasat primul în topul cu cei mai mulți elevi de 10 la evaluarea națională. Casiana, de exemplu, vrea să devină medic. Cel mai mult a fost munca mea individuală. Ana, elevă la o școală din comuna Gilău, este singura absolventă din mediul rural care a reușit să obțină nota maximă. Din cauza pandemiei,
făcând doar online, a fost puțin mai obositor, dar m-am dus tot așa ca înainte la școală. Din păcate însă, în mediul rural, 38% dintre elevi au obținut medii sub 5. La matematică a fost și mai rău. Jumătate dintre elevii care locuiesc clasat au luat note între 1 și 5. Maria locuiește cu fratele ei în satul Pușcaș din Vaslui. Părinții sunt plecați la muncă în străinătate și a cam neglijat învățătura de când școala s-a închis din cauza crizei. Rezultatele sunt pe măsură, o zecime peste 5. La școală dacă era, poate lua mai mult, un 6, un 7. O da la pui, la ied, la toate animalele, la căței. Și a și învățat. A învățat așa, cât de cât. În fața performanțelor scăzute din mediul rural, Ministerul Educației spune că va face o analiză. Centrul Național de Politici în Educație și Evaluare va realiza o analiză. Aceste diferențe între mediul rural și mediul urban nu sunt numai la noi în țară, sunt și în alte țări ale Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, cauzele discrepanței între mediul urban și rural sunt accesul la programele de educație și îngrijirea copiilor preșcolari, mediul socioeconomic dezavantajat, lipsa personalului, dar și numărul mai mic de profesori calificați. Rușii au defilat cu întârziere de ziua Victoriei la o paradă pe care au amânat-o din cauza pandemiei, ce a ținut să puncteze în discursul său președintele Putin, aflați imediat. Iar Senatul României a demarat lucrările pentru un proiect în valoare de 1 milion de lei din bani publici. Senatorii au decis să amenajeze o grădină labirint pe peluza din fața Casei Poporului. Parcul va avea și pavilioane pentru concerte, iar arhitecții care se ocupă de proiect spun că labirintul va fi luminat și noaptea. Palatul Parlamentului a fost ridicat pe locul fostului cartier Uranus, demolat de comuniști, pentru a face loc acestei construcții. Așa vor arăta grădinile Senatului. 6 kilometri de gard viu, înalt de 2 metri, vor reproduce străzile de altă dată ale dealului Uranus, un cartier ras de pe fața pământului de către comuniști. Fundațiile caselor se află încă în pământ și deasupra lor vor fi plantate flori. Grădinile vor avea și un pavilion de concerte, construit pe amprenta unei foste fabrici de instrumente muzicale. Toate vor fi înconjurate de un labirint pentru care arhitecții au gândit o estetică mistică. Nu va fi lumină de sus, clasică, gen stâlp pe stradă, ci toată lumina va pleca de jos și va face ca toate aceste structuri vegetale să plutească noaptea. E ideea de o grădină fantomatică care reproduce vechiul cartier. Grădina va avea și o fântână arteziană, care iarna ar putea fi transformată într-o ploaie de țurțuri. Arhitecții s-au gândit să extindă proiectul și în realitatea virtuală. Cu niște ochelari special, practic vei intra în labirint și dacă îți pui ochelarii, faci o călătorie în timp și o să vedem casele așa cum a fost ele altădată. 1 milion de euro costă întregul proiect, iar banii vin din fondurile Senatului. 2 ani ar trebui să dureze lucrările. Cel mai mult, spun arhitecții, va dura reconstrucția 3D a clădirilor din fostul cartier Uranus. Și ambasada Olandei va contribui la proiect. Olandezii vor crea un nou tip de lalea numită Tulipa Uranus, special pentru grădinile Senatului. Când vor fi gata, grădinile vor putea fi vizitate doar de către cei care vor plăti bilet ca să vadă Palatul Parlamentului. Românii de pretutindere au sărbătorit astăzi Ziua Universală a IEI. Rețelele sociale au fost pline de fotografii cu copii și părinți îmbrăcați în cămașă cu altiță, așa cum mai este denumită frumoasa bluză românească. Și sunt șanse mari ca această piesă din portul popular să fie inclusă și în patrimoniul UNESCO. Alexandra a călătorit în ultimii 6 ani prin toată țara pentru a afla povestea IEI și a portului popular, chiar de la cei care l-au creat. Apoi a realizat o platformă online, la care au acum acces gratuit milioane de oameni din întreaga lume. Ce facem noi este să ajutăm marketingul cultural din România să se dezvolte. Încercăm să aducem în atenția oamenilor cămășile, în primul rând, sau costumul popular românesc de secol XIX, secol XX, ceea ce muzeele au în colecțiile lor pe partea de port popular, textil. Unde acolo dăm și informația care trebuie să fie publică. Până la urmă despre asta este vorba, să facem public în interesul societății tot ceea ce avem noi ca și patrimoniu textil. Sute de români și-au arătat dragostea pentru IA românească pe rețelele sociale.
Unii copii au îmbrăcat pentru prima dată în viața lor un costum popular și au primit sute și chiar mii de like-uri pe Facebook și Instagram. Ziua ei coincide cu sărbătoarea sânzienelor, dar nu întâmplător asta, pentru că în tradiția noastră populară sânzienele purtau I din Covazna, Transilvania, Moldova, Bucovina și nu numai. Iar ziua universală a ei a fost inițiată în anul 2013 de către comunitatea La Blues Rumen, care în fiecare an, pe 24 iunie, face tot posibilul ca românii de pretutindeni să nu uite povestea ei românești. Acolo unde sunt rămân se sărbătorește ziua ei astăzi, de clar. 50 de țări, în câte țări sunt români, în atâtea țări este o ei astăzi care e fluturată în vânt ca un drapel. Numai românii o sărbătoresc, deja au început să o sărbătorească și străinii. Și pentru noi e un moment foarte important. Numeroase case de modă internaționale s-au inspirat în ultimii 7-8 ani din portul românesc. Autoritățile culturale din România și Moldova colaborează acum pentru a face toate demersurile necesare ca ea sau cămașa cu altiță să fie inclusă în patrimoniul UNESCO. Restricțiile impuse de pandemie au ținut departe turiștii, așa că în această vară ne putem lăuda cu cel mai curat litoral din ultimii 3 ani. Informația apare în raportul realizat de voluntarii de la Mare Nostrum, care au adunat de pe malul mării în prima jumătate a anului mai puține gunoaie față de aceeași perioadă anului trecut. Vara aceasta, litoralul românesc se poate lăuda și cu a patra plajă certificată Blue Flag, o recunoaștere internațională a plajelor curate cu apă limpede. De la Vama Veche până la Corbu, sute de voluntari adună în fiecare an tone de gunoi lăsat pe plajă de turiști și localnici. Izolarea impusă de pandemie a ținut însă plajele curate. Dacă în primele 6 luni din 2019 au strâns peste 45.000 de bucăți de hârtii, sticle, materiale plastice și mucuri de țigară, anul acesta au strâns de 7 ori mai puține. Am observat că sunt mai multe locuri unde se arunci gunoaiele, nu mai sunt pe sub șezlonguri mucuri de țigară, peturi, pahare. Sunt mai curate, oricum e mult mai liber, mult mai puțină lume și nu se mai fac gunoaie ca înainte. Gunoaie, ați observat? Erau foarte mulți tineri dimineață care adunau tot ce era pe plajă. Potrivit raportului întocmit de ONG-ul Mare Nostrum, cele mai multe deșeuri au fost găsite în stațiunea Năvodari și în dreptul plajei de la Mamaia Sat, acolo unde se construiește intens. În rest, cantitatea de gunoaie a scăzut în medie cu 80% față de anul trecut. Am avut și plaje ceva mai murdare și plaje mai curate, însă, per total, este cel mai curat sezon din ultimii 3 ani. Oamenii au stat în case, nu am avut un 1 mai în care lumea să vină la mare. Iată că această monitorizare arată încă o dată care este efectul nostru imediat al oamenilor asupra plajei. Tot de anul acesta, litoralul românesc are o nouă plajă la standarde internaționale, a patra. Această plajă, situată între Eforie Nord și Eforie Sud, este singura plajă cu distincția Blue Flag din sudul litoralului. Alte două sunt în stațiunea Mamaia și una la Năvodar. În total, pe litoralul românesc sunt doar 4 plaje care au obținut cel mai înalt standard de calitate din cele peste 450 de plaje închiriate. Standardul Blue Flag este acordat după o monitorizare internațională care durează 2 ani. 10 de criterii sunt luate în calcul, printre care curățenia nisipului, calitatea apei, dar și implicarea în activități de mediu. Turiștii sunt încântați. Primim telefoane și rezervări. Tot ce înseamnă oaspeți din afară întreabă clar dacă plaja este certificată Blue Flag, ceea ce ne onorează. România mai are însă mult de muncă până să ajungă din urmă Bulgaria. Țara vecină are 24 de plaje cu certificate Blue Flag. O inițiativă privată le oferă posibilitatea celor care locuiesc în zona bazinului Dornelor să afle dacă au avut ori nu au avut virusul SARS-CoV-2. Într-o primă fază se pot testa gratuit cel puțin 20.000 de oameni. Dacă programul va avea succes, încă 20.000 de persoane ar putea beneficia de aceleași facilități. 300.000 de euro a costat în total aparatura de înaltă tehnologie cu care a fost dotat spitalul din Vatra Dornei. Donația a fost asigurată de Fundația Valvis, care s-a angajat să testeze, prin metoda anticorpilor IgM și IgG, cel puțin 20.000 de localnici din 12 localități din bazinul Dornei. Nu este un test obligatoriu, e un gest frumos. Vin eu, fac test și îți spun, am anticorpii, nu ți-e frică de mine. E un gest care va ajuta psihologic persoanele care l-au avut și au fost asimptomatici. Testele vor veni succesiv,
Angajamentul meu este să merg până la 35-40 de mii, cât este întreaga populația a bazinului Dornelor. Depistarea anticorpilor prin testările serologice va identifica dacă o persoană din zonă a intrat în contact cu noul virus, indiferent dacă a avut simptome sau nu. Datele vor fi puse la dispoziția DSP. Într-o oră putem lucra 86 de probe, iar pe zi putem lucra în jur de 600. Dacă avem o urgență, punem pe urgență, în 18 minute suntem gata. În acest ritm, până la sfârșitul anului, ar putea fi testați toți localnicii din zonă. În județul Suceava, un studiu efectuat în luna mai a dus la concluzia că peste 16.000 de suceveni trecuseră deja prin boală. Rusia a pus în scenă astăzi parada militară de Ziua Victoriei, pe care o tot amânase din cauza pandemiei. Vladimir Putin a dat startul evenimentului cu un discurs patriotic în care a omagiat sacrificiul sovietic și datoria pe care lumea o are încă față de URSS la 75 de ani după victoria împotriva nazismului. Sub privirile președintelui Putin și ale numeroșilor veterani de război, prin Piața Roșie din Moscova s-au perindat mii de militari și vehicule blindate, tancuri și transportoare de rachete, cu alte cuvinte, toată mândria armatei ruse. La ora locală 10 a început defilarea celor 13.000 de soldați în uniforme festive și a sute de vehicule militare. Ura! Prin tradiție, rușii marchează victoria asupra Germaniei naziste pe 9 mai, cea mai importantă sărbătoare din țară după cele legate de calendarul religios. Cum pandemia de coronavirus a oprit în primăvară ceremoniile publice, defilarea a fost mutată pe 24 iunie, adică în ziua în care, acum 75 de ani, Stalin ținea prima paradă militară din Piața Roșie după înfrângerea Germaniei naziste. Moscow's Red Square. Rușii și-au etalat elitele militare și tehnica modernă pentru a marca victoria în ceea ce ei numesc Marele Război pentru apărarea patriei. 27 de milioane de oameni au pierit atunci. Numărul spectatorilor din tribună a fost limitat, dar foarte puțini au purtat mască de protecție. În Moscova sunt înregistrate zilnic câteva mii de noi cazuri. Vladimir Putin a insistat însă pentru ținerea paradei. Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Pandemia de coronavirus a șifonat serios imaginea falnică a președintelui Putin. În aprilie, rata de popularitate coborâse la 59%, cel mai scăzut nivel din cei 20 de ani de când e la putere, și s-ar putea eroda și mai mult din cauza inevitabilei crize economice. Парад напрямую связан с голосованием, потому что Путину просто, кроме других успехов, кроме парада, других успехов продемонстрировать и не удается. Кроме этого, это как бы такая ментальная разминка, призванная показать, что мы победили коронавирус. Владимир Путин ar putea candida din nou la președinție dacă rușii aprobă prin referendum schimbările constituționale care i-ar permite să rămână la Kremlin și după 2024, când i se încheie actualul mandat. Votul începe chiar de mâine și este prevăzut să dureze cel puțin o săptămână, până pe 1 iulie. Zi cu peripeții pentru o pisică aflată în căutarea relaxării. Felina s-a urcat pe acoperișul casei, sperând să aibă parte de un moment de odihnă și puțin soare. Dar planul i-a fost dat peste cap de un stol de coțofene puțe pe harsă. Păsările s-au apropiat una câte una, până când zenul motanului s-a dus pe apa sâmbetei. Bietul de el s-a văzut nevoit să coboare de pe acoperiș în colții de păsări. Dincolo de situația amuzantă, coțofenele sunt recunoscute pentru comportamentul lor agresiv în perioada cuibăritului. Când se sizează o posibilă amenințare, în apropiere fac orice să o îndepărteze.